Băuturile carbogazoase sunt preferatele societății din secolul 21 în fiecare an, consumându-se tone de astfel de lichide. Băuturile carbogazoase sunt non-alcoolice, fiind preparate din apă, cafeină și un agent aromatizat. Un nutriționist a avertizat că alimentele ce conțin zahăr pot genera ateroscleroza, relatează Daily Express. Acesta a menționat că băuturile care conțin mult zahăr pot crește riscul de ateroscleroză, pot duce la îngroșarea sau întărirea arterelor și la formarea de cheaguri de sânge. Zahărul contribuie la creșterea nivelului de lipoproteine cu densitate scăzută, colesterolul rău și provoacă stres oxidativ sever și inflamații. Inflamația declanșează procese precum agregarea trombocitelor care duc la formarea de cheaguri de sânge. Agregarea trombocitară este unul dintre factorii implicați în formarea aterosclerozei și poate genera obstrucția și formarea trombulului. Pentru a reduce probabilitatea apariției unui cheag de sânge, expertul ne recomandă să nu bem prea multe băuturi carbogazoase, sucuri de fructe de cantitate proastă cu adaos de zahăr fără pulpă, tincturi și băuturi energizante.